Dacă vrei sau ești genul care vrea să-și spele sau să-și curețe mașina singur acasă, să-și facă singur curățenia sau detailing la mașină, acum există pe piață produse bune, profesionale, însă necesită puțin timp și atenție. Acest produs pe care o să-l arăt este recomandat doar celor care știu că au puțină răbdare și puțin timp, pentru că dacă nu ai deloc răbdare și timp să faci curățenia mașinii, poți să iei orice alt produs sau orice ai lua, nu o să ai niciodată rezultate foarte bune. Așa arată acest flacon cu pompă și pe partea asta pe față se vede că arată aici, în zona asta, o lavetă. Deci este recomandat a fi folosit cu o lavetă dacă vrei rezultate bune. Nu prea contează ce lavetă iei, dar să fie din microfibre. Acest produs scrie că este pe el multifuncțional și poate să fie folosit absolut pe toate suprafețele la orice mașină, cu excepția jantelor. Pentru că la jante există un produs mai special pentru a curăța jantele de aluminiu, magneziu sau chiar și jantele de fier. Acest produs poate să fie vizionat cu specificațiile lui tehnice sau ce conține exact pe acest site care este pe acest bidonaș. Scrie aici jos mecatecperformance.com. Are o capacitate de 500 ml și ajunge pentru cel puțin 7-8 mașini să fie curățate, indiferent cât de murdare ar fi. Știu că mai există pe piață produse de la ProX sau alte mărci, dar produse care sunt low cost, ălea le dai aproape degeaba pe mașină pentru că nu observi rezultate foarte bune. Unul dintre cei mai buni în domeniul auto, la partea de curățenie interioare, era firma Sonax. Dar Sonax-ul nu mai are chiar aceeași calitate pe care o avea în trecut și produce foarte multe soluții, nu mai produce doar partea de igienizare interioare sau curățenie interioare. Ca exemplu, acest produs eu îl pot lua și da sub prețul de EMAG. Ce vezi pe EMAG este abureala, pentru că EMAG-ul are 20% comision, indiferent ce vinzi. Iar dacă cumva coletul se întoarce înapoi sau nu este ridicat de cine îl comandă, taxele sunt plătite tot de acea firmă sau acel comerciant, nici de cum de EMAG. Deci EMAG se spală pe mâini și nu îl interesează, vrea doar bani și atât. Nu îl interesează că tu dai faliment, pierzi sau câștigi. Cine se crede bogat sau nu are ce face cu banii, poate să cumpere și după EMAG diverse produse auto. Dar pe EMAG am mai spus eu cum este treaba. Nu e sigur 100% de ce cumperi sau dacă cumperi unele produse le iei la suprapreț față de prețul care este el normal. Oricum, toate prețurile sau ce sunt pot fi vizionate pe site-urile internaționale la produsele respective și sunt de aceeași calitate precum în țara de origine sau nu. Pentru că nu poți să ai produse la preț low cost cu aceeași calitate ca în țările de origine. Personal, folosesc acest produs și atât cât curăț eu mașina din când în când, îmi pare că are rezultate foarte bune. Și nu are sens să mai trec pe alte mărci, să mai cumpăr alte produse, pentru că nu vreau să mai arunc banii pe produse care sunt de calitate slabă. Dacă vrei să încerci acest produs, nu te costă foarte mult, dar la fel cum am zis la începutul clipului, necesită puțină răbdare și atenție dacă vrei rezultate bune și obligatoriu trebuie să fie folosite folosind o microfibră, o lavetă. Lavetă din microfibre. Dacă pui pe o cârpă normală sau pe altceva, nimeni nu-ți garantează rezultate. Sper că aceste informații ți-au fost de folos și vezi și alte clipuri de pe acest canal dacă vrei să fii anunțat când apar clipurile noi.